la DocPlay, eu sunt Elena Oceanu și astăzi o să vorbim despre sindromul de anxietate COVID. Pe măsură ce restricțiile se relaxează, unora li se pare extrem de dificil să se reîntoarcă la viața normală, viața de dinainte. Asta din cauză că, potrivit experților, experimentează așa numitul sindrom de anxietate COVID. Ce înseamnă asta mai exact? O să aflăm în cele ce urmează de la Beatrice Năchescu, psihoterapeut și fondator Viața la Prezent, și Virgil Munteanu, director editura Evenimentul și Capital. O să ne spună dacă a experimentat asta, treaba asta, sau dacă a observat nu, la alții. Eu nu cred că pot să spun. Expertul sau dacă spune. Ai observat la alții. Ei, asta da, pot să comentez. Păi, în primul rând, ca să putem să vorbim de sindromul de anxietate post-COVID, ar trebui să ne reamintim cum a debutat pandemia, în contextul în care ne-a luat un pic pe nepregătite. Ce înseamnă, de fapt, sindromul de anxietate post-COVID? Înseamnă pur și simplu că dezvoltăm anumite reacții specifice a anxietății, prin care pur și simplu uneori evităm să ieșim afară din casă, evităm să avem contacte cu alte persoane sau verificăm de foarte multe ori dacă cumva manifestăm vreun simptom de COVID. Practic, știi foarte bine, cu toții probabil că am trecut prin acea perioadă în care dacă am avut o mică durere de cap sau dacă cumva ne-a durut un pic în gât, ce făceam? Da? Pe gândul ne nostru, panicam practic, că gata, avem COVID. Stai, cum putem defini anxietatea? La ce... Anxietatea în general? În general, dacă anxietate... să nu confundăm cu altceva, nu știu. Anxietatea în general este o tulburare, da? Nu o să intrăm foarte mult în detalii vis-a-vis de anxietate, pentru că dacă îți mai amintești, Virgil, noi am avut o emisiune special dedicată anxietății. Nu mai amintesc, de-aia okay. Te întreb, adică... ok. Dacă spun că a comentat cineva că nu ești anxios, că râzi. Exact. Da. Asta da, parcă de emisiunea aia e vorba. Da, exact. Aia e vorba, am înțeles. Și că, de fapt, este o tulburare prin care noi manifestăm foarte multe griji, astfel încât aceste griji ajung să ne acapareze viața. Și pot fi griji reale sau pot fi griji imaginare. Grijile așa, reale acum sunt... o punem în contextul în care a venit peste noi acest virus... Exact. Care nu ne așteptam exact. Să apară. Exact. O punem în contextul în care, iată, dacă anxietatea se manifesta în anumite circumstanțe, ca urmare a unor cauze care au decurs din această pandemie și pe care le-am trăit într-o anumită manieră, fiecare diferit în felul nostru, ar putea, aceste cauze ar fi putut duce sau pot duce la astfel de simptome, cum este sindromul de anxietate post-COVID sau post-pandemie mai degrabă. Da, mai degrabă o anxietate de gașcă, ca să zic așa, că am fost toți opriți. Da, Virgil, am fost toți opriți, dar nu toți am manifestat în același, ne-am manifestat în același fel. De ce spun asta? Dar de asta? Ce? Adică mă gândesc că oricum... Teama e normală într-o anumită măsură pentru oricare dintre noi și cred că am experimentat cu toții o teamă în mai mică măsură sau mai mare măsură, depinde de fiecare. Dar când se ajunge de la frica asta normală sau teama normală sau măsuri de precauție că ești atent să nu socializezi foarte mult, să păstrezi distanța, să respecti regulile, să te vaccinezi și așa mai departe și anxietate... La propriu, adică... Practic, să facem o diferență între teama normală, exact. Da? Care este o emoție firească, funcțională. Și care ne ferește de pericole. Și care ne ferește de pericole. Păi acesta este scopul... ok. Trebuie să recunoaștem. De fapt, n-am mai făcut emisiuni pentru că ea a avut COVID. Așa este, așa, da. O reclamăm. Acum e bine, așa este și într-adevăr, nu pot să zic că eram între cei anxioși, dar nici foarte relaxată nu eram. Adică eram... Destul de atentă cu regulile, plus de asta, așa cum ziceai și tu, la primul simptom eram, vai, dacă am COVID. Okay. Asta până s-a întâmplat. Adică... Dacă tot suntem atât de sinceri și iată, ne poți împărtăși... Suntem și de fapt, acum am uitat că tu ai spus că nu mai vrei să vorbești cu mine, deci vorbim prin intermediar înainte de emisiune. Elena, te rog, că ești anxioasă, de fapt. Adresează invitatului tău următoarea așa. Întrebare. El cum a trecut peste pandemie și cum a experimentat această pandemie? Cum i-a afectat viața? Că se pare că nu vrea să vorbească cu mine. Virgil, cum ți-a afectat viața? Nu.
Adică tu ai manifestat anxietate sau teamă, nu neapărat vis-a-vis că te-ai putea îmbolnăvi tu, dacă s-ar putea îmbolnăvi o rudă de-a ta care e cu sănătatea mai șubredă, să zic așa, sau mai în vârstă. Da, am avut... Dar nu știu dacă anxietate. Eram pur și simplu îngrijorat să nu cumva să îi dau mamei mele. Na, nu stă cu mine, dar normal că vreau să o vizitez. Am încercat să evit o perioadă lucrul ăsta pentru că pentru a nu deveni anxios, am convenit că eu voi veni la birou și voi lucra chiar dacă ne lăsau să stăm acasă cei de la stăpânire și au zis că putem face lucrul ăsta, n-am rezistat. Apropo, n-am putut lucra de acasă. Apropo de asta, dar de legătură... de la guvern, în fine, nu, că ceilalți apropo nu de asta, în legătură cu felul în care va merge afacerea, n-ai fost anxios, să înțeleg? Ba da, da. Legătura cu sănătatea, ba da, n-ai fost. O grijă a fost numai că, într-adevăr... Dar cu banii altceva. Ce să spun acum, sub o formă sau alta, anul trecut, deși mă așteptam să fie rău, a fost bine, s-a văzut la un moment că va fi bine, deci din punctul ăsta de vedere am scăpat, să spunem, n-am intrat în panică. De-aia pot să spun că eu n-am devenit foarte anxios pentru că am lucrat. Și am lucrat destul de mult, mi-am continuat munca profesională sau viața profesională, ce-i drept... Ce a fost mai neplăcut este această lipsă de relație cu prietenii și evitarea normal a celui contact normal care, să spunem, întâlnirii, plecării și așa, care îl făceam înainte. Am preferat cu toții să încercăm să evităm momentele alea de întâlniri, rațional vorbind, că ne-am dat seama că, bă, nu știm ce se poate întâmpla. Și am preferat să reducem acel lucru. Ceea ce, într-adevăr, s-a simțit. Adică nu pot să zic că a fost confortabil să spui, bă, nu, stai că nu mai mă văd cu prietenii, nu mai ne vedem, stai că eu am copii și n-aș vrea să mă văd cu tine, bine, ok, hai să vedem dacă alții sunt, stai că nici eu n-aș vrea, hai să ne vedem acasă că la unul dintre noi, că de fapt într-un restaurant nu ne putem vedea sau într-un bar... sau cafenea, în fine, să-i spunem că nu prea să am... Da, chiar, apropo de asta, eu am observat că, deși mi-a fost greu la început să accept regulile astea, că nu mă mai pot vedea cu prietenii, că nu mai putem ieși în locuri publice, acum mi se pare greu mai greu ei. Să mă readaptez. Adică sunt așa, dar de ce să mergem la terasă? De ce să ne vedem nu știu câte persoane? Da, pentru că este o reacție normală și firească. De ce? Pentru că corpul, da, mintea s-a obișnuit să funcționeze într-o anumită manieră. M-ai întrebat mai devreme vis-a-vis de cum facem diferența între un sindrom de anxietate COVID și teama normală. Și o precauție normală, exact. Sau teamă normală. Ca să putem să înțelegem mai bine acest aspect, trebuie să ne uităm puțin la cauze. Da? Iar cauzele care conduc la acest sindrom este teama exagerată. Pe de altă parte, este evitarea, pur și simplu evitarea contactului cu alte persoane. Eu cunosc persoane care n-au ieșit din casă de la începutul pandemiei. Și eu la fel. Da. Și eu cunosc la fel pe cineva, o prietenă de vârsta mea, care la fel s-a izolat foarte mult. De fapt, în timpul în care a trebuit să stăm izolați, mi-a zis că i-a fost foarte greu pentru că era singură și după asta... Eu tot încercam să vorbesc cu ea, să o scot din casă și nu mai voia să iasă, adică găsea tot felul de scuze. Hai că nu pot acum, sau nu mai răspundea la mesaje, adică mi s-a părut... Da. Și într-adevăr, acum, după ce s-a vaccinat, parcă e mai deschisă puțin să iasă din casă. Ok. E clar că ne afectează foarte mult viața, calitatea vieții ne-a fost afectată foarte tare de această pandemie, iar cea de-a treia cauză de care povesteam, care ar fi putut duce și la sindromul de anxietate COVID, este toleranța scăzută la frustrare. Uh-huh. Ce înseamnă de fapt toată povestea asta? Înseamnă acel aspect al minții vis-a-vis de rigiditate sau flexibilitate. Am vorbit de mai multe ori vis-a-vis de faptul că ne raportăm diferit la anumite situații de viață și la viață în general. În momentul în care am o toleranță scăzută la frustrare, înseamnă că eu am o minte foarte rigidă. Asta se caracterizează prin faptul că eu nu-mi permit să mă adaptez, nu-mi permit să fiu foarte flexibil. Văd viața în termen doar de alb și negru. Adică așteptările mele, scopurile mele le definesc în termen de trebuie. Trebuie să fac asta, dacă nu fac lucrul acesta... Voi suporta consecințe. Da, și va fi o catastrofă. Iată, practic,
Acest tip de gândire, practic, reprezintă o gândire irațională și duce la această disfuncționalitate a minții și ne afectează, cum spuneam, și calitatea vieții. Uite că sunt persoane de care spuneam, cum îți povesteam mai devreme de prietena mea, care părea așa, că e sub control, că ține sub control toate lucrurile, nu e genul ăla de persoană anxioasă, în mod normal. Dar totuși, în cazul ei s-a întâmplat treaba asta. Poate fi și din cauza că atunci când stăm singuri acasă și poate nu avem altceva de făcut, mintea noastră începe să lucreze. Mintea noastră începe împotriva noastră. Exact, după cum am mai spus de mai multe ori și repet și o repet cu plăcere. Această sintagmă, mintea este fascinantă. Mintea poate să lucreze în beneficiul nostru sau poate să lucreze în defavoarea noastră. Depinde foarte tare cum o controlăm, cum știm să o valorificăm. Spuneam mai devreme de acea minte rigidă, dar hai să vorbim puțin și de mintea flexibilă. Ce înseamnă o minte flexibilă? Înseamnă că eu îmi doresc anumite lucruri, îmi stabilesc anumite obiective și fac tot ce stă în putință să le ating, dar dacă nu se întâmplă, găsesc, da, soluții și mă adaptez circumstanțelor astfel încât să pot să ating acele obiective altfel decât mi-am propus eu sau pur și simplu să înțeleg că nu mi le pot îndeplini în acea variantă în care eu m-am gândit inițial. Același lucru s-a întâmplat practic și cu această pandemie. De ce îți spun lucrurile acestea? Un om care a avut o teamă teribilă de boală, un om care are o teamă teribilă de moarte, ideea de a se îmbolnăvi, practic ce l-a dus practic la această catastrofizare. Adică, aș putea să mă îmbolnăvesc. Este specific gândirii flexibile, gândirii care îți permite să te adaptezi. Adică eu fac tot ce îmi stă în putință, să iau toate măsurile de precauție, să mă spăl, să fac tot ce este ok ca să mă protejez, dar există acest risc să mă îmbolnăvesc și dacă, Doamne ferește, mă voi îmbolnăvi, totuși am încredere că sistemul meu imunitar funcționează, că lucrurile or să fie ok. Ce fac de fapt în această manieră? Eu de fapt mă ajut. Pornind de la această gândire flexibilă de care povesteam, da? Gândul că aș putea să mă îmbolnăvesc, dar fac tot ce pot să mă protejez. Acesta este gândul. Emoția asociată este de teamă, o teamă normală, o teamă funcțională de care povesteam. Dar nu este panică, așa cum se întâmplă în cazul unei gândiri iraționale, în care spune e catastrofal, e îngrozitor dacă eu mă îmbolnăvesc. Da, vezi. De ce? Stai puțin, pentru două secunde. De ce? Pentru că eu am odată teamă în cazul gândirii raționale și odată panică în cazul gândirii raționale. Panica deja mă blochează. Panica deja... Nu mă mai lasă să gândesc rațional. Nu mă mai lasă să gândesc rațional și ghiși ce? Practic inhib sistemul imunitar. Eu, practic, singurel, fără niciun factor exterior, da, extern, mă autosabotez. Și în momentul în care eu mă autosabotez pe sistemul imunitar, lucrurile deja sunt în defavoarea mea. Știi, dar știi ce vreau să spun apropo de ce povesteai? Este că totuși, sub o formă sau alta, noi am suportat niște știri extrem de agresive vis-a-vis de ce se întâmplă. Da. Adică, până la urmă, chiar dacă eu nu am fost afectat sau am trecut peste și, într-adevăr, exact cum spuneai tu, mi-am luat niște măsuri de gen ok și nu, dacă fac asta, ok, dacă port mască, dacă mă spăl pe mâini mai atent, dacă mi-au dezinfectant, cum era și domnișoara aici de față, care și l-a avea tot timpul în punguță și se dădea pe mâini sau așa. Ok, fac niște lucruri care încerc să le evit să nu iau sau să diminuez riscul de a lua. Pe altă parte, sunt oameni care am fost toți, de fapt, bombardați cu Italia, se întâmplă, Spania a căzut sistemul de sănătate, ăia la alții francezii sunt în colaps, România, stați, tot ATI-ul blocat, oamenii mor, nu avem oxigen, n-avem. Acum, ce să spun, este, din punctul meu de vedere, aș pot înțelege niște oameni care oricum sunt predispuși la această idee de a intra într-o zonă de panică vis-a-vis de sănătate și de moarte și ce să fac. Nu știu cum să zic. Până la urmă, cred că a fost și o exagerare.
O exagerare din punct de vedere media de informare atât de agresivă. Adică iar voiam să intrăm zic într-o... că ziceai de știrile respective, că într-adevăr pentru o persoană, pentru anumite persoane e foarte greu. Da. Pe mine, de exemplu, mă lasă rece titlurile de genul, că știu... Că le faci tu, adică... Nu neapărat, dar știu că asta atrage și da. Media îți dă ce... Adică eu ce vreau ce să spun cere, este dacă adică te duci extrem... Ce se cere, aia îți oferă. Dacă... Da. Adică dacă te duci extrem de mult pe emoțional, fără să ieși un rațional în calcul, să spui, ok, ce pot să fac în așa fel încât viața mea să meargă în continuare, ținând cont de această nefericire de pandemie. Da, Virgine, exact asta am spus și eu. Nu știu, nu ne-am contrazicție, am zis doar că presiunea a fost foarte mare, pentru că într-o formă normală, dacă vorbim de un om anxios în general, normal, găsești diverse motive în spate. Aici, din punctul meu de vedere, peste acest sistem au intrat niște oameni sau în această anxietate au intrat și oameni care în mod normal nu erau predispuși. Așa este. Tocmai da, că presiunea a devenit foarte mare la un moment. Adică acum normal când vezi că tu peste tot țări în care crezi că sunt imbatabile, spune Germania, nu mai face față. Păi în momentul ăla, crede-mă, și eu pe mine m-a apucat puțin panica. Am înțeles. Adică... Dar, Virgil, e clar că tot ce ai spus tu este pur și simplu o cauză. Da, a fost un bombardament mediatic teribil de știri negative care au afectat efectiv mintea și conștientul sub și subconștientul. Dar, atenție, dar, în primul rând, a fost alegerea mea. Dacă eu am stat în fața televizorului non-stop și am ascultat toate știrile astea care m-au bombardat. Sau puteai să asculti manele. Ai văzut? Da. Da? Aveam alegerea. Nimeni nu m-a ținut cu cătușe în fața televizorului să spună ascultă. Okay. Da, dar în general noi cu ăsta avem... de oameni nu sunt predispus să se ducă dacă tot timpul să se caute într-adevăr să-mi confirm disperarea. De câte ori n-ai spus plus tu? De asta, dar nu e vorba doar de televizor, pentru că peste tot și dacă voi să intri pe Facebook sau pe Instagram, așa este, media, vorbim de media, e adevărat, dar pe de altă parte... Și dacă încercai să te relaxezi, mă refer, sau știu, când intrai pe YouTube să asculti manele, sigur găseai vreo emisiune cu titlul ăsta, adică... Vreo manea cu vine COVID-ul, adică nu, da, 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 cred. Ok, dar adu-ți aminte de câte ori ai spus tu și tu, da, cu gurița ta ai spus să verificăm toate informațiile din surse sigure. Este ok? Da. Pentru că a fost, într-adevăr, un bombardament, așa cum spuneai, mediatic, în care, de uneori, pur și simplu, lucrurile nu erau exprimate într-o manieră care să erau împachetate. Erau împachetate, da? Dar, pe de altă parte, încă o dată spun, nu poți să te duci pe emoțional, cum spui tu, fără să ai gândirea rațională. Da, gândirea rațională te duce pe emoțional până la limita emoțiilor funcționale. Spuneam de teamă și este ok, mă opresc aici. Gândirea irațională, adică acea gândire catastrofică de care îți povesteam, te va duce pe emoțional la emoțiile care într-adevăr determină panică, teroare, groază și așa mai departe și care mai departe conduc la acest sindrom în care renunțăm la viața noastră. Adu-ți aminte că la sfârșitul anului trecut am făcut o emisiune fantastică și eu personal am primit foarte multe feedback-uri frumoase, în care povesteam faptul că oamenii și-au trăit viața. Deși pandemia a fost pandemie și într-adevăr sunt oameni defavorizați de specialitate, da. Care spun într-adevăr. De asta așa am început emisiunea. Spun, noi eram obișnuiți să funcționăm într-o anumită manieră. S-a întâmplat, da, acest eveniment și dintr-o dată am fost scoși efectiv, da, din viața noastră obișnuită și forțați într-un fel sau altul să ne adaptăm, cei care au avut această flexibilitate și gândire rațională, să ne adaptăm circumstanțelor exterioare sau alții pur și simplu s-au revoltat. Știm foarte bine că au existat și revolte interioare ca să spun așa. Nu, chiar și exterioare, că da? Și în piață, adică și urmând. Adică... și exterioare, da? Bun. Sunt specialiști care spun într-adevăr, asta a fost, poate fi catalogată ca o traumă existențială. De ce? Și am văzut că și Crucea Roșie, Asociația de Crucea Roșie, explică foarte bine acest aspect. În momentul în care, da, te scoate, da, un astfel de nimeni din viața obișnuită și ți impune peste noapte alte condiții, ai nevoie de un timp de adaptare. Și, într-adevăr, la nivel de societate putem vorbi de o traumă existențială. De asta ne este greu să ne întoarcem la comportamentul normală. Funcțional, la viața normală. Pentru că noi, cu adevărat, da, a trebuit să punem în funcțiune anumite procese psihice pe care uneori nici măcar nu le-am făcut conștient și a trebuit să scoatem, să accesăm niște resurse
la fel, pe care de cele mai multe ori nici nu știam că le avem, dar pe care le-am accesat. Și ce este foarte important, foarte important, este faptul că 10% din populație, pe studii făcute deja, studii internaționale, 10% au reușit să se dezvolte pe perioada pandemiei. Pentru mine 10% înseamnă foarte mult, sincer. Adică oamenii ăștia, să ne înțelegem, n-au rămas la nivel blocați. Nu numai că n-au rămas blocați. Stai că viața merge înainte. Da? Unii s-au adaptat, dar unii s-au și dezvoltat. Iar 10% înseamnă foarte mult. Dar, de exemplu, tu ce sfat ai dat? De exemplu, eu unul la un astfel de om care se bagă sub pac ca să nu vină COVID-ul peste el și pandemia, ia și spune, dă-te că ești tâmpit, ești dracu de sub pat, trăiește-ți viața. Fricosule, da? Și ok, bănuiesc că ar fi cea mai bună abordare. Și crezi că o să iasă de sub pat? Dar înainte de asta aș vrea să spunem așa cu liniuță. Care sunt simptomele sindromului de anxietate COVID? Exact, cu liniuță, hai să le și indicăm. Nu ieșim afară din casă, refuzăm să ieșim afară din casă. 2. Refuzăm să avem contacte cu oamenii. Da? Să ne mai atingem efectiv. Da, există această evitare. Ai văzut cum de a mai da mâna cu cineva. Exact. Oamenii nu mai dau mâna, oamenii nu se mai îmbrățișează. Păi da, și n-au zis să nu dăm mâna acum. Este respectăm okay. O decizie dată de niște specialiști care au spus nu. Da, dacă știi că e o persoană de la care nu poți lua cu siguranță. Mie mi se pare și ciudat gestul ăla cu da pumnul, adică nu e specific României. Nu e safe nici ăla, că tocmai păi explicat doctorul Străinu Cercel că după ce face așa cu pumnul, face așa și apoi ai luat pe mânuțe COVID. Ia uzi, da? Așa, mă rog. Și cel de-al, nu ieși din casă. Nu ieși din casă. Eviți contactul fizic cu oamenii și doi, da, verifici simptomele în permanență. Dacă cumva am luat, dacă manifest vreun simptom, dacă cumva... Frica asta permanentă că poate sunt bolnav. Exact. Frica permanentă, dacă zic că mă pot îmbolnăvi, frica permanentă că aș putea muri. Că, de fapt, ele se merg mână-mână, frica de boală și frica de moarte. Și așa cu liniuță, hai să spunem și cine e cel mai predispus să pățească treaba asta. Păi, așa cum a observat foarte bine... Cu liniuță, da. Pune cu liniuță, zi începe. Da. Cu liniuță. Cu liniuță, o să spun că invitatul e mai ușor de reținut. Ok, cu liniuță sunt cei predispuși la anxietate, adică care manifestă griji, în general, anxietate generalizată, la fel, sunt predispuși cei cu fobii, fobie socială, care la fel înainte de pandemie stabilau destul de greu relații cu oamenii pentru că aveau această fobie, această teamă de a relaționa cu ceilalți. Acum sunt mai mulți în gașcă cu ei. Adică... Exact, da? Așa. De asemenea, sunt predispuși cei cu tulburare obsesiv-compulsivă. De ce? Cei cu tulburare obsesiv-compulsivă sunt acei oameni care verifică de mai multe ori anumite și au anumite ritualuri. Da, plec de acasă, verific dacă... Am oprit gazele, ceea ce uneori e bine, adică... Da, dar le dacă de 20 de ori. Dacă mă scot de 10.000 de ori. Exact. Te ajut să mai pleci de acasă în cazul ăla. Exact. Adică... Viața, să știi că viața oamenilor cu tulburare obsesiv-compulsivă este foarte grea. Extrem de grea, pentru că la un moment dat nu mai își trăiesc viața. Sunt fiind prinși în această capcană a ritualurilor. Da? Verific de 20 de ori. Ai fi închis ușa, da, să verific dacă am închis ușa, dacă am verificat, dacă am verificat să închid ușa. Exact. După aceea, practic, ei dezvoltă acest ritual de a se spăla deși de 50 de ori pe mână. Odată. Da? Adică, odată mă spăl, închid, iarăși mă ieși. Este foarte greu. Fericiță ea de la furnizorul de apă. Adică. Dacă tu zici. Da. Ok. Și tot cu liniuță sunt predispuși cei cu sindrom post-traumatic, care au trecut prin niște evenimente de viață foarte dure. Manifestă anumite tulburări și anumite simptome specifice. Și apropo de simptome, aș vrea să te întreb dacă și insomnia e unul din... simptome. Insomnia poate fi unul din simptome, dar recomandarea mea este întotdeauna să mergi la un medic de specialitate, să vezi cu ce poate să fie asociată, pentru că insomnia este un simptom care poate fi asociată cu multe boli. Poate să fie asociată cu anxietatea, poate să fie asociată cu depresia, poate să fie asociată cu boli somatice și atunci bine ar fi mai întâi să existe o verificare prealabilă și la un medic de specialitate
care te poate ajuta și îndruma în acest sens. Adică nu pleca de la premisa dacă nu pot să dorm și am insomnie de câteva luni, înseamnă că am acest sindrom de anxietate COVID sau alte... Adică să nu pui tu eticheta, mai bine lasă specialistul să te ajute în acest sens. Așa e cea mai... Și întrebați-o cu liniuțe și ce soluții avem? Da. Hai să vorbim și de soluții. Am aflat. Sau cu punctul care simptomele, cine e afectat? Da. Acum no. Pune cu punctulețe. Ești mulțumit? Da. Ok, bine, cu punctulețe, da? Ok, da. Pune punctulețe. Bun, păi hai să vedem. În primul rând, plecăm de la simptome, da? Nu ies din casă. Ce pot să fac ca să-l scot din pat? Că tot povestea e de sub pat. De sub pat. Da? Ok. Îi iau casa. Nu! Ok, îl ajut efectiv să facă pași mici în ritmul lui. N-o să-i spun să iasă din casă. N-o să-l trag de mânecă. N-o să-l trag de mânecă, exact. O să-l ajut efectiv să... Slupic. Exact. Exact. Îmi dau brugi. Ai fi în stare pe tine, te cred în stare. Ok. Îl ajut pur și simplu să înțeleagă că e spre binele lui să facă niște pași mici, dar să-i facă. În primul rând, trebuie să înțelegem că e nevoie de acțiune. Când vorbim de anxietate, când vorbim de depresie și de alte tulburări, dar cu prioritate acestea două, n-o să treacă. Oamenii trebuie să înțeleagă că n-o să treacă peste noapte. Adică, lasă că peste o săptămână... E nevoie de efort. Exact. Peste o săptămână mă simt mai bine. Nu. Trebuie să depunem un efort. Trebuie să depunem un efort și un efort constant. Și efortul acesta este, da, înseamnă perseverență, înseamnă acțiune. Adică, fac niște acțiuni, indiferent că le fac cu pași mici, dar le fac. Încă o dată, repet, nu trece peste noapte. Chiar dacă pot să iau niște medicamente și medicația ajută, dar atenție, medicația ajută în sensul de ameliorare, nu de vindecare. E ok? Trebuie să oamenii să înțeleagă foarte bine ce înseamnă medicația. Pentru că mulți consideră că s-au vindecat luând niște medicamente. În realitate, sau mulți consideră că e mai simplu să meargă și să ia niște medicamente decât să depună un efort. Exact, să facă ceva. În realitate lucrurile nu stau așa. Un efort să cumperi medicamente, să știi. Eu nu sunt în trebuie să ieși din casă, să te duci, să ajungi, da, să le cumperi. Să... Ei, acum cred că există servicii, poți și comanda. Exact, dai telefon la Glovo. Hai să repede, azi găsim soluțiile. Ok, găsim soluții pentru la toate. Ok, deci să iasă din casă, în primul rând. Da, vreau să precizez faptul că nu sunt împotriva medicamentelor, doar că acestea trebuie însoțite întotdeauna când sunt prescrise de un specialist. Deci, un specialist, normal. Exact, când sunt prescrise de un specialist, să fie însoțite întotdeauna de psihoterapie sau de acțiuni constante făcute, un efort personal. Și plus de asta trebuie pastilele luate doar la nevoie, pentru că temem de efecte secundare. Toate pastilele au efecte secundare, ales cele pentru tulburări. Exact. Trebuie să avem în vedere, cum îi spune, așa cum ai precizat și tu, trebuie să avem efectele secundare în vedere, iar pe de altă parte trebuie să avem riscul de dependență. Și atunci acest risc poate fi diminuat în contextul în care, repet, efort, acțiune personală, perseverență. Am înțeles. De ce, dar... Asta e rețeta, deci. Asta este, de fapt, rețeta. Și hai să o luăm cu liniuță, cum spunea. Da? Nu ieșim afară, da? Da? Ok, persoana respectivă trebuie să facă pași mici. Ce înseamnă să facă pași mici? Înseamnă că... Să iasă până în scara blocului. Exact. Până în fața blocului și stau în grădină. Nu stau mult. Dacă stau 2 minute, înseamnă ceva. Înseamnă foarte mult. Mâine fac același lucru, dar îmi prelungesc timpul astfel încât nu stau 2 minute, o să stau 4 minute. Da? Pe zi ce trece, practic, într-un ritm propriu fiecarei persoane, nu râde Virginia. Când am că să stai pe post de plantă în gârtia. Scuze. Să știi că... Băi, lua să te miști, stai... Păi da, dar pentru unii oameni e mare lucru, adică e dificil să facă și treaba asta. Exact. N-am putut să numim chimbă, este pe post de plantă. Da, dar nu stai pe post de plantă, de fapt te conectezi. Da, în momentul în care ești într-o grădină, tu de fapt te conectezi. Exact, ce-am spus, pe post de plantă. Nu ești pe post de plantă pentru că, cu adevărat, începi să observi. Începi să te conectezi, începi să nu mai lași gândurile alea atât de multe anxioase să te controleze, pentru că de ce? Atenția ta este focusată pe altceva. Da? Și în momentul în care, știi cum e, în momentul în care atenția ți este focusată spre altceva și energia ta este îndreptată spre acel ceva. De acord? Și atunci mintea ta nu mai are atâta putere asupra ta încât să te țină ancorat în nefericire.
Îți permiți, mm-hmm, efectiv, da, să te bucuri de ceva. Exact. De o floare, de un copac. Exact, de, nu știu, exact. Da? De faptul că e soare afară. Sau de ploaie. Depinde. Și de ploaie te poți bucura. Ok, bun. Hai să vedem. Vis-a-vis de oameni, faptul că nu intrăm în contact cu oamenii. La fel, hai să o luăm progresiv. Adică, poate nu e varianta cea mai bună să mă duc să îmbrățișez pe cineva, deși noi știm foarte bine îmbrățișarea, în terapie înseamnă foarte mult. Eu dau exerciții oamenilor frumoși cu care lucrez să facă astfel de lucruri în familie, să se îmbrățișeze. Iar credeți-mă că și dimineața și seara, în momentul în care oamenii se îmbrățișează, conexiunea este atât de profundă și se stabilește un sentiment atât de profund între ei, încât pur și simplu uneori feedback-ul este: n-am crezut că un lucru atât de simplu are niște beneficii atât de mari. Bine, acum cu limitarea asta am simțit și eu că într-adevăr ne putem să mai iei pe cineva în brațe, e complicat. Adică, și pe cine ai luat în brațe? Păi n-am prea luat, asta e marea problemă. Dar trebuie să mă țin distanța socială. Ok, haideți să vedem. Spuneam așa, să ieșim. Pe să de altă parte, oameni. Să îmbrățișăm oameni. Mă rog, oameni pe care îi cunoaște. Oameni pe care ieșim pe stradă și bună. Cu free hugs. Oameni pe care îi cunoaștem, oameni care sunt de încredere. Sunt de încredere, oameni care pur și simplu își doresc să ne ajute. Pentru că și își doresc să fie îmbrățișați. Și își doresc, evident, să fie îmbrățișați. Deja a luat de la mine, adică începe să facă precizările coerente de nu îmbrățișați oricine. Ok. Na. La fel, foarte important este să ne focusăm atenția pe gânduri pozitive. Vorbeam în cadrul emisiunii de acea bombardare mediatică. Iată că acum e timpul să ne focusăm atenția către gânduri pozitive. Gândiți-vă și asta vreau să închidem Facebook-ul și televizorul și să punem mâna pe o carte. Da, cel mai bine așa. Până la urmă, cunoașterea e la îndemâna, la îndemâna noastră. Care să vorbească despre gripa spaniolă. Nu. Nu, să vă poveste asta frumoasă, cred că ar face un anxios să-i căuta să-și confirme. O poveste frumoasă despre viață. Până la urmă, trebuie să înțelegem viața, ce se întâmplă cu ea până la urmă. De exemplu, eu mă uit la desene animate și nevastă-mi atât timpul mă critică că de ce mă uit la desene animate. I-am zis, pe mine mă bine dispun. Ok, da? Este remediul tău. De ce? Că practic te încarcă și ți dă acea doză de energie care te ajută mai departe. Ok, hai să ne întoarcem. Spuneam așa. Ce poți să mai faci? Poți să ții un animal de companie. Este fantastic cât poate ajuta un animal de companie. Iar tu de știi fapt, foarte, că și Virgil, foarte bine. Că și tu ai, nu? Da. Căței, pisici, ce ai? Căței, vreo 3. Bravo. Deci nu ai timp să te plictisești când ești în curte. La mai mulți. Mulțumesc, la mulți înainte. Mai ales că tu stai în apartament. Ok, hai să facem o recapitulare la ce am spus, da? Am spus așa, să ieșim afară, în mod gradual, da? Să stabilim relații cu alte persoane, să îmbrățișăm, să ne concentrăm atenția pe gânduri pozitive, în sensul că putem să citim o carte bună, ne putem uita la un film bun, ne putem uita la desene animate. Ne putem uita la desene animate, așa cum a precizat mai devreme invitatul tău. Okay. Și pe YouTube să găsesc. Da, observ că ai să-i spui numele, deci a zis să nu vorbesc cu el. Am înțeles, ok. Vezi, face exact ce face un anxios. Nu vrea să vorbească cu mine, nu vrea să nu vrea nimic, nici să mă pute, nici să mă bagi, nici măcar să-mi spune numele. Așa. Asta e gravă. Nu, Virgil, respect decizia ta. Mulțumesc. Foarte frumos. Ok. Bun, ce mai putem face? Mai putem, spuneam, de animal, de să ne luăm un animal de companie care, într-adevăr, ne schimbă viața. Dar să nu facem ca englezii după ce trece să-l dăm înapoi. Nu, ar fi tare, tare nepotrivit. Da. Adevărul că dacă într-adevăr îl aduci acasă la acel animal de companie, trebuie să recunoaște că 90% din cazuri te atașezi de el. Da, am fost foarte rigid și m-am trezit că m-am atașat de ei, într-adevăr. Da, adică, da, englezii sunt un pic mai reci, ca să spun așa, și mai, dar noi avem totuși, te depășesc, da? Noi suntem totuși latini, să nu uităm, și suntem sufletiști, noi ca popor vorbesc și nu prea ne... Mult slab, dar în fine,
Lasă așa, că suntem hai, timp. Bine, sunteți slabi, bine, mă rog. E sângele ăla de care povesteam, da? Bine, nu vrei să ne ducem hai puțin să pe istorie pe Draco. Dar nu ne certăm. Ok, bun. Și ce mai putem face? Dacă tot mai vrem să stăm pe Facebook și dacă tot mai vrem să ne preocupăm timpul pe rețelele de socializare, hai să o facem într-un mod rațional, constructiv, în sensul de a intra în anumite grupuri care au interese comune. Da? Adică, dacă eu sunt pasionat de fotografie, ok, mă caut un grup de pasionat de fotografie și mă îndrept către acel grup în care postez anumite poze din natură, cu prieteni și așa mai departe, care sunt frumoase. Da? Dacă eu sunt interesată de gătit, mă îndrept către un grup care are acest interes. Dacă sunt interesată de... Sunt atât de multe lucruri frumoase. De dezastre, exact. Mă uit la grupul, da? De dezastre. Așa. Dacă sunt în meditație, sunt și grupuri de rugăciune. Sunt extraordinar de benefice și te ajută enorm de mult. Iată că putem să o facem într-un mod constructiv. Și evident, dacă vedem că nu putem singuri, cu toate... Dacă punem în practică toate lucrurile astea și tot nu reușim să ieșim din starea de anxietate, evident să apelăm la ajutorul unui specialist. Bine, eu aș mai spune ceva, știi? Până la urmă ar fi da, de scurt, făcut, bine, scurt, de a analiza și rațional articolele care apar sau comentariile care apar și pozitive și negative asupra subiectului. Okay. Pentru că au fost și zeci de situații în care s-a demonstrat că mulți au făcut COVID, uite, avem iar exemplu de față, care a trecut bine mersi peste, nu mi s-a întâmplat nimic deosebit, e bine sănătoasă, mergem mai departe. Absolut. Și foarte mulți dintre noi care s-au îmbolnăvit, eu încă nu am avut această Felicită. Performanță și sper să nu o am, au mers bine mersi, adică au luat situația ca atare, s-au făcut ce trebuia, s-au dus la medic și au spus exact. Cred că sunt cu așa. Exact, asta e prezent. Important, să mergem la medic, că nu, medicii nu vor să ne oamenii au spus medicul ce să facă și a făcut un tratament care au ajutat-o să treacă mai departe. Să treacă să nu uităm, oricum Elena e tânără, dar să nu uităm și are o structură puternică, dar să nu uităm că au fost și persoane mai în vârstă care s-au îmbolnăvit și care la vârste destul de înaintate și 70-80 de ani s-au vindecat. Da, chiar, era un caz al unei femei care avea, da, nu știu, 90 ceva de ani, care a trecut de două ori prin COVID și a ieșit cu bine din treaba asta. Iată ce înseamnă să ne orientăm spre informațiile pozitive. Ar fi trebuit să fie mai relevant acest exemplu și au fost mai multe exemple, nu doar acest exemplu, și atunci ne-ar fi crescut încrederea în noi, ne-ar fi crescut încrederea în societate, ne-ar fi crescut încrederea în viață până eu mult timp, sincer, am fost supărat că în jurul meu nu se bolnăvea nimeni. Exact, exact. Și este foarte important, ca și ultim remediu punctuleț, manifestarea emoțiilor pozitive, dar emoții pozitive autentice. Hai să ne uităm în jurul nostru. Solidaritatea a însemnat foarte mult în această perioadă. Oamenii care au ajutat, de fapt s-au ajutat pe ei. Să nu uităm acest lucru. În momentul în care oferi, îți oferi ție. Este un principiu de bază al vieții. Și atunci, în momentul în care sunt un pic mai, sunt mai tolerantă, sunt un pic mai înțelegătoare, sunt un pic mai accept și înțeleg pe celălalt, chiar dacă este mai anxios. Poate că merg într-un mall, merg într-un autobuz, merg și îl văd pe celălalt că este mai speriat. Hai să nu încep să judec sau să dau cu piatra în el. Să pot să înțeleg că omul respectiv are această teamă și trăiește o teamă intensă. Poate chiar a renunțat la o parte din viața lui prin această teamă. Hai să-l ajut. Nu mă duc peste el dacă are această teamă, nu mă duc să-l împing. Nu mă duc să mă așez lângă el. Pur și simplu îl las. Îl las pentru că îl înțeleg. Asta înseamnă compasiune, asta înseamnă înțelegere, asta înseamnă acceptare. Nu pentru că sunt superioară lui, ci pentru că eu am putut să înțeleg și eu am putut să ofer ceva din prea plinul meu. Foarte frumos spus. Cred că e o concluzie bună, nu? Super! Eu vă mulțumesc mult. Mai facem exercițiu? Da. Un minut exercițiu ăla? Da. Bine. Știi că mie îmi plac exerciții. Știu și îți mulțumesc mult de tot și de fiecare și dată mă pregătesc. Da? Ok. Exercițiul este un exercițiu simplu și foarte, foarte relevant. De ce sens? Exercițiu ca să depășim anxietatea, nu? Exercițiu ca să depășim anxietatea, da. În special anxietatea ce ține de COVID. De COVID, da? Întrebarea este următoarea. Aș vrea pur și simplu, și așa fac și în cabinet. Întreb persoana din fața mea
Șoroful mușcă câteodată chiar să închidă ochii și spun în felul următor. Imaginează-ți că ești peste 5 ani într-un loc în care ești în siguranță, te simți confortabil și îți place să fii acolo. Imaginează-ți că ești cu o persoană dragă ție. Poate să fie o prietenă, poate să fie un partenerul sau partenera, poate să fie oricine, cineva din familie și așa mai departe. Și acea persoană te întreabă, cum ai trecut tu peste pandemie? Cum ai făcut față tu pandemiei? Ce ai învățat-o tu, practic, da, din această experiență care a fost pandemia? Foarte și acum, frumos. Fiecare se va gândi ce îi va spune, sau poate nepoților, te poți gândi și mai departe, da, ce le vei spune nepoților, da, copiilor, altor copii care te vor întreba despre această perioadă. Și atunci, în momentul în care începi să conștientizezi, te ajută foarte mult să înțelegi că e foarte bine să rămâi în contact cu tine, cu emoțiile tale, cu gândirea rațională care povesteai tu, Virgil. Da? Ok. Da? Și te ajută, de fapt, să-ți trăiești viața. Pentru că, până la urmă, alegerea este doar a noastră. Așa e. Foarte frumos exercițiul ăsta și te pune să te gândești și la soluții. Exact. Cred că asta e, de fapt. Exact, exact, exact. Super! Super! Eu mulțumesc mult pentru informații și pentru prezență, chiar dacă n-ați vrut să vorbiți foarte mult unul cu celălalt. Ne împrietenim. La următoarea emisiune promis să ne împrietenim. Nu e nicio problemă. Eu vă iert. Eu sunt tolerant. Ca așa a zis Beatrice. Super, super! Mulțumim! Mulțumim mult de tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă urez o zi frumoasă. La revedere!